Cele mai bune gimnaste din țară s-au întâlnit în acest sfârșit de săptămână la sala de sport Leonardo Roftei, unde au participat la Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru copii și juniori mici. Evenimentul a fost organizat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, Federația Română de Gimnastică Ritmică și Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Competiția a avut ca obiectiv desemnarea campioanelor naționale pe echipe, individual și obiecte, cerc, coardă și panglică, pentru gimnaste de categoria 4, adică 80 ani, și ansambluri și individual la categoria mica gimnastă, pentru categoria de vârstă 6-8 ani, fiind un bun prilej de a evalua nivelul de pregătire al concurentelor și, totodată, un schimb de experiență între specialiștii cluburilor participante. Miza acestui concurs este obținerea câtor mai multor medalii, și să ne calificăm în primii 6 la Cupa României. Sunteți mulțumită de... Sunt mulțumită, am luat locul 2 pe echipe și acesta era obiectivul nostru. Micile gimnaste, multe dintre ele aflate la prima experiență de acest fel, au făcut față cu brio emoțiilor și greutății competiției, obținând rezultate foarte bune. Mi-a frică că a venit ea și e mai bun, dar s-ar putea să câștigăm și noi, că nu suntem chiar pe ultimul loc. Aveți încredere în forțele voastre? Da. Am 7 ani. Și de când ai început să faci gimnastică ritmică? De la 5 ani jumătate. La câte concursuri ai participat până acum? Acesta este primul. Și cum a fost? Frumos. Ai avut emoții? Da. 4 ore, 5 ore. Nu-i cam mult? Nu. Mă place. Și mă duc să și clasa întâi. Și faci timp și de școală și de gimnastică? Da. După amiază mă duc la sală și de dimineață la școală. Îți faci timp și pentru joacă? Da. Mereu. Mereu. Ai o gimnastă preferată? Da. Pe cine? Pe Livia. La Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru copii și juniori mici au fost prezente 100 de gimnaste de la 13 cluburi din țară.